Salutare tuturor, eu sunt Rafael și astăzi ne jucăm 12 Încuietori, jocul 3. Ne-am jucat 1 și 2 acum câteva luni în spate, însă continuăm cu 3-ul. Este un joc drăguțel cu tatăl și fica. Trebuie să descuie o ușă și sunt mai multe tematici, aici sunt în casă, după aia sub apă și tot așa. Vedeți că sunt 12 Încuietori pe ușă și noi trebuie să le rezolvăm. Avem așa, 8491, dar nu știm pentru ce codul. Asta e. Da, deci asta a fost super ușor. După care următoarele sunt lacăte fizice pe care trebuie să le rezolvăm. Noi avem mai multe chei. Ok. Avem o chei în pantof, văd. Poate trebuie să punem pantoful aici? Nu. Hai că ne descurcăm noi. Și asta. Opa, s-a activat cheia. Deci primul nivel văd că e extrem de ușor. E ca un tutorial. Open. Deci aici vreți să deschid reclama. Ce mă, cine a gândit-o și pe asta? Ok, hai să vedem ce putem să deschidem, că avem prea multe chei. De obicei sunt culoare la culoare. Ăla galben mai mic. Ăsta aici, ăsta aici. Galbenul galben, verde, verde. Gata episodul, sperăm că v-a plăcut. Like-ul la blană. Glumesc, glumesc. Ai văzut cât de rapid a fost? Nu știu de ce ei tratează al treilea joc ca și cum te juca pentru prima oară. Știu ei ceva, pentru că na, noi ne-am jucat 1 și 2, adică ai începe cu alea, nu ai începe cu 3-ul. Și dacă te joci 3-ul, știi deja ce e de făcut. Mă rog, mergem mai departe. What? Astăzi eu și cu tata am decis să intrăm sub apă și uite ce frumoși sunt peștii. Am găsit ceva cu multe încuietori. Hai să deschidem tot ce putem. N-a fost aia traducerea exactă, dar a fost traducerea rafaeliană. Bun, ăsta sunteți voi. Opa. Ce mă? E peștele cheie. Ok, ok. Să vedem, să vedem. Am o pasăre. O găină. Aha. No, puzzle de ăsta. No. Oh my god. Ok, stai să vedem eu. Cred că o să-l ducem sus. Să-l ducem pe ăsta așa. Ăsta așa. Aici facem așa. Și avem o mică problemuță. Cum facem schema asta să le întoarcem, e întrebarea. Știi ce zic? Care-i șmecheria? Never mind with that, we just found out. Ia vezi aici, gata. Hai că n-a fost chiar atât de imposibil. Ne-a dat o cheiță. Ăstea... Nu știu mai exact ce se întâmplă aici. Cred că trebuie... Ăsta avea pe el ceva. Era de la stânga la dreapta roșu. Deci, nu știu încă. 1976. Să vedem, hai să vedem. 1976. A mers. Dar mai avem multe, multe lacăte. Opa. Ne-a dat un bec. Voi plecați de aici. Cheia secretă. Și suntem noi. Bun, hai să vedem ce putem deschide de pe aici. Ok. Astea nu sunt chei. I-am dat de mâncare la șobolanis. Asta are un cifru. Deci două sunt cu cifru. Ok. Așa. Și asta cum ar trebui să vină? Cred că așa. Da. E că n-a fost imposibil. Dar întrebarea e ce mai... Deci, uite, asta verde într-o parte, văd. Am înțeles, deci noi le regăsim. Ok. Ăla roz e așa, sau mov ce-o fi. Ăsta galben e într-o parte. 2, 8, 4, 9. Ia vezi codul. Ce fac eu cu becul ăsta între... De unde era aia? A, cu becul facem puzzle-ul. Ok. Deci, trebuie să-l mutăm pe ăsta de aici și nu putem. Am înțeles. Le mutăm pe ăsta așa, gata. Lejer. Ok, avem două chei. Boom, boom. Nu, e aici.
Mai avem 3 lacăte și ne trebuie un cod. Opa. Stai să ne gândim ce mai lipsește. Yo. Ok, care e codul? Care e codul, e întrebarea. Unde ar putea fi codul? Ok, din 3 cifre. Știți voi? Mă gândeam că aici e codul, nu e... codul. Am ratat eu ceva, oare? Trebuie să fie scris undeva codul. 3 cifre. 3 cifre. Nu. Ce am ratat, băieți? Spuneți-mi. 3 cifre. Stai să mă gândesc că nu, chiar nu-mi dau seama. Să fie codul... Nu, că ăsta l-am deblocat de aici. Unde e codul cu 3 cifre? Opa! Aici era. 5, 2, 8. Trebuia să mă prind eu, că dacă pot să ridic pietrele... Era ceva acolo. Cum era codul să fie 000? Să nici nu fi fost nevoie să-l găsim. 5, 2, 8. Ok. O plecat rățuștele! Yay! Cufărul a fost deschis. Bă, n-am apucat să citesc! Cufărul a fost deschis! Ok, nu la asta m-am referit. Ce minunat este să fii în spațiu, dar avem o problemă. Ce s-a întâmplat? Se pare că am încuiat intrarea cu 12 încuietori. Deci, el uită ce face și încuie din greșeală. Houston, we got a problem. Hai să vedem totuși. Asta am prins aici. Calculatorul ar trebui să meargă. Asta e blocat. Ok. O, l-a lăsăm pornit acolo. Omega cheie, care cred că trebuie să o micșorăm. Ce se întâmplă aici, întrebarea? Da. Nu știu, o fi un paz... am înțeles, cred. Nu dau seama, trebuie o formă anume, habar n-am. 3D printer. Puzzle de ăla. Ăla e. Bun. Un pic complicated. E același puzzle ăsta, dar e mai complicat. Ok. Hai să vedem dacă am rezolvat aici. Bum, 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 bum. Ok. Trebuie să le învârt în cerc foarte mult până am dat de cap, dar a mers. Ok, aici să mai întâmplă. Bun, hai să deschidem măcar câteva încuietori. Să vedem care e șmecheria. Cam atât, cred. Ăsta e pentru 3D printer, cred. Da. Ia să vedem. I-am dat forma și ne-a printat culoarea. După care avem mai multe chestiuni. Da. Aici cred că e ceva. Nimic. Ok, nu știu ce e asta. Tomberon. Nu. Hai să dăm robotul ce zice. Să-l reparăm cumva. Nu. Nu merge nimic, man. Ba da. Ok. Lumina aia văd că se schimbă. Aici e ăsta. Aici e pământul. Ok. Da. E ca ala de pe Among Us.
Da. Da. Perfect. L-am rezolvat pe 1. Avem totuși ceva cu... Opa. Ah, sunt culori. Opa. Fii atent că l-am rezolvat. A, ne-a adus cheia. Ne-a adus cheia din tavan. Ah. Ce fac eu cu buletinul ăsta? Trebuie să reparăm cumva. Ia. Astea două? Ce? Ia stai așa, o fi la robot roata asta? Nu. Trebuie reparat robotul. La 3D printer eram, că seamănă cu cheia. Și ne-a dat asta roz, pe care o punem aici. 7912, ne-a dat parola secretă. 7912. Top. Avem 4 lacăte. Felnița, ia vedeți. Și acum e acum, ce vrea să fac? Stai că nu mă prind nici eu. Ok. Bă, nu prea am idee, cred că trebuie conectate toate astea. Și făcute ce? Nu știu. Că văd că e un puzzle ceva. Asta trebuie potrivit așa. Ok, ăsta cu albastru. Ok, deci albastru, unde trebuie să ajung? Aia e curiozitatea mea. Ok, cred că așa. Da. Albastru la albastru și roșu cumva să ajungă la roșu. Deși n-are sens. Ceva e în neregulă aici. Ceva e în neregulă. Mă rog, hai măcar să conectăm verdele atunci. Deci verde pleacă de aici. Vine în sus așa. Verdele pleacă de aici. Vine în sus așa. Și ce face? Trebuie să conecteze cu ăsta. Ceva n-are sens aici. Ce n-are sens? Nu, cred că verdele ăsta nu e bun. Cred că aici ne folosim de albastru. Și verdele nostru pleacă de aici. A, nu, verdele nostru trebuie conectat cu ăsta. Păi și stai că verdele de aici... A, trebuie așa, mă. Ok, a mers. Și ce s-a întâmplat aici? A, cred că merge calculatorul. Opa. A, trebuie să jucăm. Fii atent. Trebuie să nimerim fantomițele. Dar văd că nu apăs eu, trage singur. Ok. A, trebuie până ajung la mine fantomele, mă. A, chiar era să mă mătrășească. Unde nu nimeream. Ok. Bă, ne-a dat o cheie. Ce fac cu cardul ăsta, e întrebarea. Asta care se învârte, nu înțeleg ce-i faza cu ea și... Are legătură cu calculatorul, când bifăm ăla, ne pune o cușcă pe cheie aici. Și cred că o micșorăm. Eu ce pe calculator o dezactivăm și a rămas cheia. A, trebuie mai mare cheia. Dar să vedem cât de mare dorește cheia. Nu. Oare trebuie să aprindă lumina aia? Mă, ceva e în regulă, dar stai să vedem. Gata. Deci nu era la mărimea necesară cheia. Hai să vedem la calculator ce ne mai prezintă. Ne prezintă o constelație pe care noi trebuie să o facem... Da. What? Ce m-a păsat de a căzut ăsta? Ok, deci noi trebuie să facem o constelație. Mamă, o să fie complicat rău de tot. Nu înțeleg. Deci în ce punct... Nu, era bine ăla pe colț acolo, actually.
Era bine, deci colțul dreapta jos, colțul aproape dreapta sus, aici. Stânga sus colțul. Da. Colțul din stânga jos liber și fix deasupra lui folosite colțurile. Deci ăsta... Mă, știi care e problema? Așa. Dar nu cred că fac bine cum ar... Ară, hai că le ajustăm noi. În lateralul colțului ăsta ceva trebuie... Da, e bine. Mai întâi să ating toate punctele și vedem după. După aia în dreapta. Deci în dreapta lui e bine. Aici e bine. Dar aici nu e bine. Deci am poza pe telefon, dar la mine webcam-ul e întors într-o parte, deci nu prea o să se înțeleagă. Însă mă tot chinui cu puzzle-ul ăsta, m-a cam cocoșat așa cât de cât, să știți. Da, deci avem forma aici, 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 aici și așa. Gata, mă. M-am chinuit ceva la puzzle-ul ăsta. Deci trebuie să vă recunosc, wow. Jocul are niște puzzle-uri nu chiar atât de simple. A, pentru asta era cardul, se deschide ușa. Wow, ia, chiar sunt curios să vedeți câte minute mi-a luat să-l fac. Băi, ce sunt culorile astea? Astea ar fi... Da, am doar câteva. Ea are verde pe curea. Poate verde trebuie tot? Ia. Amândoi au verde pe curea. Ce alte culori mai sunt? What? Aici e roz. Ah, e verde, albastru, roșu, galben. Ok, 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 verde. Verde, albastru, roșu, galben. Bine, mă, și-a salvat tatăl. Bine, ușa e deschisă, în sfârșit pot să scoți eu costumul. Și back scratch. 33 de secunde. Ce, mă, cum 33? Chiar eram curios cât am jucat. Nu are, mă, cum. Da, uite, best time. 12.38. Vezi că a fost ceva 12.38. Și chiar ne-a luat. În fine, dacă v-a plăcut episodul, like și ne-a dat viitoare. Pooo!